Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit. Suntem la fosta locuință a respectivei familii care, din nefericire, nu mai există în momentul de față. Este lângă mine un domn, fostul vecin al acestei familii. Ce ne puteți spune despre persoanele astea? Păi erau o familie foarte retrasă. Nu coopera cu nimeni, pleca dimineața și se întorcea seara. Nu coopera cu absolut nimeni. Ce s-a întâmplat? De ce au fost evacuați? Am să rog pe colegul meu Ciprian Stan să ne și arate exact garsoniera în care locuiau. De ce au plecat de aici? De ce au fost mutați? Cine i-a dat afară de aici, din garsoniera asta de la stat? Păi am înțeles că au acumulat datorii la locuința respectivă. Ce datorii au avut, știți? Nu știu. Au fost somați înainte? Da. Au fost. Au fost somați înainte? Da, au venit de la primărie. Foarte multe somații, dar ei nu cooperau. Bună ziua, mă numesc. Ce știți despre familia asta? Era o familie foarte dificilă, adică nu lua contact cu nimeni, cu niciun locatar. Intrau dimineața în locuință, intrau seara, dimineața ieșeau și plecau, nici bună ziua nu dădeau. La un moment dat s-au sesizat primăria municipiului Călăraș că au avut foarte multe debite de datorii către stat. Le-au spus, i-au sesizat cu câteva luni bune înainte să se plătească daunele ca să poată să locuiască în continuare, la care dânsul a plecat, a mai avut un, cum să zice, să se mai inece odată. A mai avut o tentativă. O tentativă de sinucidere, și băiatul și fata. Și au scăpat cineva de aici în oraș. Haideți să mai arătăm Ciprian Stan, pentru că vreau să vadă oamenii exact cum sunt condițiile aici. Doamna, acesta este holul, sunt niște garsoniere pur și simplu insalubre aici. Cât plătiți pe lună? 700, da, la apartament. Plătiți, da, nu? Da. Erau niște persoane care făceau probleme, au dat vreodată la ceva foc prin casă, țipau, făceau scandal sau pur și simplu erau foarte retrase, nu băga pe nimeni în seamă, nu. Eu am făcut de câteva ori grătar afară, încă i-am și chemat la geam la ei să le dau ceva să mănânce și n-au vrut sub nicio formă. Nu. Dar unde stăteau? Veniți un pic mai încoa. Unde stăteau? În parc? Stăteau pe bancă? Pe bancă, da. Dar stăteau în parc, stăteau. Eu i-am văzut cu celofanele pe ei. La agricol, i-am mai văzut la parcul Pescaru, că am doi copii și mă duc mereu. Și tot am vrut să le dau eu am soțul decedat și tot am vrut să le mai dau ceva de pomană. Și? Nu a vrut. Nu. Și nu a vrut. Bun, e important de precizat, vă mulțumesc că foarte frumos că bărbatul de aproape 50 de ani a reușit în cele din urmă să se salveze. A reușit să se salveze, dar ce credeți? Ca o informație în exclusivitate, doamnelor, domnilor, vin și vă spun că acesta dorește să plece din spital, refuză tratamentul și refuză de altfel ca medicii să îl bage în operație. Încheiem această transmisie din Călăraș, de la fosta locuință, cu această imagine pe care o vedeți dumneavoastră acum.